După ce la sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat ediția din acest an a sărbărilor cetății de la Deva, evenimentele culturale vor continua și în acest weekend. Primul eveniment va fi vineri, începând cu ora 18 în Parcul Cetății, fiind o continuare a acțiunilor din sezonul cald, care au fost oferite celor din reședința de județ, dar nu numai, de către Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate. Chiar în această vară putem spune că am avut evenimente destul de diversificate pentru devenii, pentru că chiar trebuie să aibă Deva viață culturală, pentru că Deva este un oraș cultural, a fost dintotdeauna și am încercat să aducem pentru toate gusturile spectacole de toate genurile. Vor urma și în această toamnă evenimente frumoase, evenimente deosebite. Haideți să-l amintesc pe cele care urmează acum săptămâna aceasta care va veni în 17 septembrie. De la ora 18 în Parcul Cetate, un spectacol organizat împreună cu Liceul de Arte Sigismund Tudusa din Deva și Liceul Teoretic Traian Alescu din Hunedoara. Cu profesorii de acolo se susțină un concert, un recital muzical în Parcul Cetate. Iar duminică îi așteptăm pe toți cei din Sfântul Halm și nu numai, și din Deva, care vor să vină la un spectacol frumos organizat cu ocazia zilei Sfântul Halmului, ediția a treia în acest an. Spectacolul folcloric de la cea de-a treia ediție a zilelor Sfântul Halmului va avea loc duminică în Curtea Căminului Cultural din satul aparținător de municipiul Deva, începând cu ora 16. Pe scenă vor urca Alexandru Pugna, Nicolae Flaviu Cristia, Bogdan Toma, Aida Busuioc, Nelu Ban Fântână, Mihai Petreuș, Bianca Sârb, Vlad Lință, Lorena Pascu și grupul Lele de la Orăștie, precum și ansamblul Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva, coregraf Andrei Gabor, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de grupul instrumental condus de profesorul George Câlțea. Atât la zilele Sfântul Halmului, cât și la concertul de vineri, susținut de profesorii de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, intrarea publicului este liberă, dar participanții la evenimente trebuie să respecte măsurile instituite la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.